V-ați întrebat vreodată ce este cabala și cum pot să folosesc înțelepciunea cabalei într-un mod în care să integrez în viața mea căi practice de a face ca relațiile mele cu ceilalți, relația mea cu mine însumi și relația cu mediul în care trăiesc să fie mult mai armonioase? V-ați întrebat vreodată în ce fel pot să pornesc în căutarea acestei înțelepciuni, ce este cabala și cum pot să lucrez cu ea? Ei bine, astăzi am bucuria să vă prezint un nou titlu, o nouă apariție editorială semnată de editura Herald. Este vorba de cartea Ehyeh, cum să creezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea cabalei, semnată de autorul Arthur Green. Este o carte care propune o reinterpretare a vechii tradiții mistice hasidice, adaptată nevoilor și viziunii omului contemporan. Arthur Green propune prin această carte un model practic pentru începătorul pe calea cabalei, fără a fi nevoie ca noi să facem parte dintr-o anumită practică spirituală, ci pur și simplu spre a înțelege și această propunere de decodare a relației mele cu divinul, a relației mele cu realitatea în care trăiesc, a viziunii pe care eu vreau să o împărtășesc și să o creez în propria mea realitate. Cartea lui Arthur Green pornește de la misticismul hasidic atribuit povestirilor despre Baal Shem Tov și atribuit înțelepciunii care rezidă în aceste povestiri, care foarte mulți ani au fost ancoră pentru cultura iudaică și pentru valorile iudaismului. Arthur Green vorbește în această carte în mod practic despre cosmologie în termenii misticismului hasidic, în termenii cabalistici, și pornește aici de la un model pe care s-ar putea cu toții să-l recunoașteți. Este vorba despre arborele Sefirot. Este vorba de 10 sefira, 10 valori pe care le decodează, le descrie și le prezintă în această carte ca forme de practică în mod conștient a modului în care în viața noastră vrem să aducem aceste atribute divine și să le facem parte din ceea ce noi ne dorim să fim în fiecare zi în viața noastră. Vă invit așadar să descoperiți o carte ghid pentru cei care vor să înțeleagă mai bine în ce fel cabala poate să fie parte din viziunea noastră de clarificare asupra vieții pe care vrem să o trăim astăzi și mâine.